Probleme grave pentru unul dintre apropiații lui Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, liderul cecenilor, ar fi în stare critică din cauza unor probleme de sănătate, susțin surse din serviciile de inteligență ale Ucrainei. Despre acest lucru discutăm chiar acum cu analistul militar Ion Petrescu. Bună ziua! Vedem ce s-a întâmplat. Vă mulțumim și noi, domnule Petrescu. Vedem ce s-a întâmplat înainte de această situație cu liderul Wagner, un alt apropiat al lui Putin. Acum vorbim despre Ramzan Kadyrov, un om pe care, dacă îl vedem în aceste imagini, pare într-o formă fizică incredibilă. Și acum această informație nu are cum să nu ne surprindă. Da, în același timp trebuie să primim cu prudență informația, pentru că e clar că e o reglare de conturi dintre diferitele cercuri de putere din jurul lui Vladimir Putin, clar din perspectiva că apar asemenea bizarerii și că până avem o explicație serioasă, credibilă, ați văzut că și în cazul lui Prigojin, unii i-au declarat moartea, alții l-au plasat pe alt continent în condiții foarte bune, așteptând cine știe ce aștepta el sau ce se bunică ar mai putea reprezenta în viitor. Este o limpezire apelor la Moscova, unde se recunoaște sub diferite forme eșecul campaniei ilegale a armatei ruse în Ucraina și atunci, pentru a preveni o serie de decontări politice care sunt firește într-o țară, sigur că eu mă refer la o țară democratică, nu una marcată de o dictatură care de ani de zile marchează viața europenilor ruși, atunci sunt lideri care trebuie să plece, unul dintre ei fiind chiar Putin. Numai că sunt și aspiranți la scaunul de la Kremlin și atunci probabil că există și o modalitate de a fi îndepărtați sub o formă sau alta. În ce privește pe Prigojin, el înainte de a deceda era vizuat, era văzut ca un posibil succesor al lui Putin în anumite condiții. Deci el succesor, nu sprijinitor al unui candidat sau altul, indiferent cum s-ar fi numit acesta. În ce privește pe Kadyrov, el este dat în stare critică de serviciul de informații al apărării din Ucraina și asta mi-a ridică un semn de întrebare, pentru că orice s-ar zice atunci când un serviciu de informații din o țară ostilă Rusiei semnalează o asemenea situație, înseamnă că există un interes. Interesul poate fi de dezinformare, de inducere în eroare, de creare a unei anumite atitudini în opinia publică rusă și să așteptăm cum vor decurge evenimentele. Sigur că, din perspectiva Ucrainei, Kadyrov este acuzabil pentru participarea la planificarea, pregătirea, declanșarea și desfășurarea unui război agresiv ilegal pe teritoriul ucrainean. Și înțelegem de la Kiev că în acest context Kadyrov ar risca o pedeapsă cu închisoarea de la 10 ani la închisoare pe viață. Cu precizarea mea, deocamdată Kadyrov nu este în custodia autorităților ucrainene, deci e vorba doar de enunțuri idealiste. Și am reamintit telespectatorilor că a existat într-adevăr în ultima perioadă o serie de zboruri cu privire la sănătatea lui Kadyrov, inclusiv ideea că ar fi fost otrăvit și ar fi fost vindecat de ceea ce a provocat otrăvirea. Nu m-aș pripi cu alte afirmații decât să fim prudenți. E cer că acolo e o bătălie pentru putere. Moartea lui Prigojin și starea critică severă a sănătății celui care constituie unul dintre stâlpii puterii lui Putin, adică Ramzan Kadyrov, arată că la Moscova, la nivel politic, se întâmplă lucruri despre care noi vom afla mai târziu, probabil din memoriile unuia dintre protagoniștii acestor evenimente. E sigur o situație, dar care nu afectează nici echilibrul pan-european, nici echilibrul geopolitic general, doar generează un semn de întrebare privind posibile evoluții din Federația Rusă la nivelul vârfului puterii.
puterii de stat.